Vă salut! După cum puteți observa, suntem pe malul apei, de această dată pe o locație comercială în preajma Radului, de întindere destul de mare. În consecință, am optat pentru un pescuit la distanță și am ales un echipament adecvat, atât mulinetă, cât și lansetă, cât și fir. Pe parcursul acestei emisiuni, voi încerca să vă dau cât mai multe sfaturi, cum să abordați o astfel de partidă și locurile în care ar trebui să căutați peștii. Indiferent că pescuiți pe locații sălbatice sau pe acumulări comerciale, sondarea apei este un factor extrem de important și nu trebuie neglijat. Eu am sondat astăzi apa folosindu-mă de sonarul Deeper Chirp Plus, pe care l-am lansat cu ajutorul unei lansete și Mano Tribal Spod cu o putere de aruncare de 5 livre, echipată cu o mulinetă și Mano Airlex 10.000 Spod. Am ales un echipament heavy, aș putea spune, deoarece distanța la care am sondat este undeva în 100 de metri. Balta, unde mă aflu, este locația Balta Zăbrani și are o întindere destul de mare. Am fi putut să găsim peștii oriunde pe această locație, de aceea am optat pentru o lansetă heavy, care să mă ajute să ies la o distanță chiar și mai mare dacă era cazul. În fața noastră am identificat o adâncime a apei de 1,4 metri. Singurul prag pe care l-am găsit este undeva în preajma malului din dreapta, unde apa crește la 1,8 metri, apoi scade spre mal până la 1,1 metri. După părerea mea, acea zonă ar trebui să o tatonăm cel mai mult, deoarece bănuiala mea este că acolo s-ar afla marea majoritate a peștilor. După sondarea de care v-am amintit, am optat să pescuiesc pe două distanțe total diferite. Prima distanță este undeva la 95 de metri, pe apă mică, la 1,1 metri în preajma malului. Cea de-a doua distanță este undeva în 45 de metri, aproape la jumătate, în canalul de care vă aminteam, pe apă de 1,8 metri. Ambele distanțe am ales să le pescuiesc cu lansetele Shimano Aero X5, modelul de 3,96 m, 90 de grame, Shimano Bullseye mărimea 5050, echipate cu sufix Advance de 0.20 și înaintaș același sufix Advance 0.30, dar varianta Fluo. Partea terminală a echipamentului nostru a fost aleasă și ea tot în consecința distanței la care vom pescui. Pe distanță de 90 de metri, lanseta este echipată cu un metod de la firma AS, cu greutatea de 60 de grame și un cârlig Razer de la Carp Spirit, mărimea numărul 10. Am ales un cârlig mai puternic, deoarece drillul durează mult mai mult de la o distanță mai mare și vrem să avem oarecare siguranță. Pe cealaltă lansetă, am echipat-o tot cu un metod de la AS, lanseta cu care pescuesc în 45 de metri, dar cu o greutate de 45 de grame. Eu consider că este suficient pentru a ajunge în 45 de metri, iar cârligul este un pellet feeder mărimea numărul 10. Nefăcând un pat de nadă, am optat să folosesc o nadă de impact de la Dynamite Baits cu o valoare proteică foarte ridicată și care să se preteze în sezonul cald. Este vorba de Red Krill, pe care l-am amestecat în proporții egale cu Green Betaine de la aceeași marcă, iar ca și particule am adăugat Marine Halibut de 3 mm.
Dacă primii pești au venit pe apa mică din preajma malului, pe adâncimea de 1,2 metri, încet, încet peștii au început să coboare în canal odată cu ridicarea soarelui pe cer și încălzirea peliculei apei, iar trăsăturile încep să vină din ce în ce mai constant. Până în momentul de față am reușit să capturăm crapi amestecați, atât ciortani cât și crapi oglindă, undeva la 2 kg, 2 kg și jumătate. După cum v-am obișnuit în fiecare emisiune, intru puțin în detaliu legat despre lansetele cu care pescuiesc. Acestea de față, modelul Aero 3,90 m, se poate face un pescuit, după părerea mea, lejer, până într-o 100 de metri. Eu am reușit să lansez chiar și mai mult cu această lansetă și se pretează aproape la toate speciile de pești. Când spun aproape la toate speciile de pești, cred că se poate recomanda și pe râu, deoarece vine în dotare cu 3 vârfuri din carbon de 1,5, 2 os și 3 os. Cu siguranță, aceste două vârfuri de 1,5 și de 2 os pot semnaliza chiar și trăsătura peștilor de apă curgătoare. Un aspect foarte important pe care aș dori să-l aduc în evidență este că vârful de 3 os față de celelalte două are inele supradimensionate cu pastila mult mai mare. Este vârful dedicat lansărilor la distanțe mare și a utilizării înaintașilor, indiferent că vorbim de înaintaș textil sau monofilament. Datorită pastilelor supradimensionate, nodul înaintașului va culisa cu ușurință printre acestea. Și de această dată, momiala de cârlig de la Dynamite Washers de culoare portocalie de 7 mm și-a făcut foarte bine treaba. Am reușit să capturăm cu ea atât caras, cât și ciortan, cât și amur. Acest pește a venit de pe vadul de aproape, după cum se poate observa și pe acest vad am schimbat cârligul din VMC Pellet Feeder în Carp Spirit Razor numărul 10 și Washers-ul portocaliu numărul de 7 mm. Haideți să-l eliberăm. Acesta a fost ultimul pește al partidei noastre, ca și o scurtă recapitulare. Am început pescuitul undeva în 90 de metri, unde am identificat cu ajutorul sonarului Dipper un canal adânc de 1,8 metri, iar în partea dreaptă, înspre mal, un platou la 1,1 metri. De dimineață am început pescuitul pe două distanțe diferite, undeva la 90 de metri, 100 de metri și undeva în 45 de metri. Cu lanseta din 45 de metri am abordat canalul, unde este apă mai adâncă, iar cu cea de 90 am pescuit lipit de mal. Dimineață, trăsăturile au venit în preajma malului și pe măsură ce timpul a trecut, peștii au coborât în canal și am avut trăsături frecvente. Ca și nadă, am utilizat o nadă bogată în proteină, adică krill cu betaine green, ambele de la Dynamite Baits, iar ca și particule, micropelete de 3 mm marin halibut. Nu am introdus foarte multe nadă, după cum ați putut observa și pe parcursul emisiunii, dar au fost suficiente pentru a ne ține peștii pe loc. Până la următoarea emisiune, vă doresc fir întins!